Bună seara, dragi prieteni! O nouă emisiune foarte interesantă la DISTV, alături de domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Astăzi vom aborda o temă foarte sensibilă în contextul prezentului, în context internațional. O să vorbim despre relația dintre România și Rusia, respectiv România, Uniunea Sovietică, România, Federația Rusă, pentru că lucrurile s-au modificat foarte mult odată cu schimbarea titulaturii și vom aborda și problema conflictului român-rus pe problema Basarabiei. O temă extrem de importantă, așa cum spuneam, dar conform obiceiului nostru o să menționez foarte, foarte pe scurt și despre ce am vorbit în emisiunea trecută. A fost o emisiune maraton care a durat aproape 3 ore, acum 2 săptămâni a fost, și în respectiva emisiune, pentru cei care nu ați urmărit-o, o să o puteți viziona pe site-ul geopolitica.ro, unde veți putea citi și un articol amplu de data aceasta. Tematica abordată acum 2 săptămâni a fost securitatea națională sub presiunea mirajului și a capcanelor libertății individuale promovate în dauna intereselor colective ale națiunilor. A fost o temă foarte complexă. O să menționez doar câteva idei. Într-un regim politic globalist, este necesar să înțelegem că nu pot să își găsească locul suveraniștii. Așa că cei care se pretind patrioți, suveraniști, dar spun că trebuie să ne integrăm în continuare în UE, în NATO, în alte structuri globaliste, este o inadvertență de logică. Nu e posibil așa ceva. Și, domnule profesor, ne-ați dat un exemplu foarte elocvent pe care îl trăim pe pielea noastră de ani de zile. Este vorba de această organizație globalistă numită Uniunea Europeană, care este susținută, ne spuneați, de oculta Cazaro evreiască de pe Wall Street și de către guvernele aservite ei de la Washington și în alte capitale europene. Și, de asemenea, foarte important, pentru a atrage statele să accepte aderarea la UE și chiar să-și o dorească, Tratatul Uniunii a prevăzut inițial că Uniunea Europeană ar fi o unitate de state suverane și independente, o mare păcăleală. Pentru că vedem că acum tot mai mult se centralizează. Se dorește ca UE să devină o federație de state, adică să aibă un fel de guvernare centralizată. În paralel, doctrina Uniunii Europene a propus o capcană, nevoia unei integrări tot mai adânci. Cu cât integrarea europeană merge mai departe, cu atât suveranitatea și independența statelor este erodată tot mai mult. De asemenea, domn profesor, ne-ați mai spus că în momentul în care unele state din UE au sezizat capcana în care sunt atrase și s-au împotrivit ca dreptul european, de exemplu, să prevaleze în fața dreptului național, au refuzat să aplice normele cum ar veni europene. Și atunci ele au devenit state paria, deci au fost persecutate, supuse unor sancțiuni, le-a fost atacată imaginea în presa aservită regimului euroatlantic de pretutindeni. Și ne-ați dat niște exemple, Ungaria și Polonia. Ne-am dorit și să fie și România un astfel de exemplu, din păcate este cea mai obedientă slugă a globaliștilor. Ne-ați mai spus că în România regimul socialist de stat, autoritar ceaușist, naționalist, a fost sabotat în interior, deci înainte de Loviluție, de securitatea rămasă racordată la serviciile KGB. Uniunea Sovietică a fost o construcție bolșevică, cazaro-evrească. Și România, aceste servicii au fost dispuse să se globalizeze alături de serviciile secrete din altă lume, din alte state. Pe lângă acest sabotaj intern făcut de securitatea duplicitară, din exterior, independența României a fost sabotată de propaganda occidentală, care a fost deosebit de eficientă, și de acești globaliști adversari ai naționalismului. O să închei cu o recomandare pe care ne-ați făcut-o, domn profesor, în emisiunea trecută, să lecturăm două cărți
care sunt disponibile, le găsim pe internet. Prima, scrisă de Larry Watts, care a fost un agent al serviciilor secrete americane, intitulată cartea Ferește-mă, Doamne, de prieteni, războiul clandestin al blocului sovietic împotriva României. O carte publicată la editura RAU în anul 2011. Și cealaltă carte, scrisă chiar de dumneavoastră, domn profesor, domnul Corvin Lupu, intitulată Trădarea securității în decembrie 1989, secrete ale intervenției străine împotriva României. Ați publicat această carte la editura Elion, București, în anul 2015. Deci, cei interesați vor putea lectura sinteza amplă de la emisiunea trecută și, de asemenea, vor putea și viziona postată pe YouTube. Așadar, să trecem la tema de astăzi, domnule profesor, relația dintre România și Rusia. Cea mai importantă problemă care a stat în ultimele peste două secole în raporturile dintre România și Rusia a fost problemul apartenenței Basarabiei la România sau la Rusia. De aceea eu doresc să facem o serie de rememorări importante. Tema aceasta pe care am propus-o eu telespectatorilor în seara aceasta este una vastă. Esența ei se găsește în adâncurile veacurilor. Iar pentru cercetarea ei, și am muncit mult ca să lucrez la această cercetare, nu a fost nevoie doar de o cercetare pe tărâmul strict al istoriei, ci și pe cel al relațiilor internaționale, al diplomației, al dreptului internațional, al istoriei militare, al demografiei, ca și a unor strategii de politici interne, atât ale României cât și ale Rusiei. Am adâncit cercetarea cu peste 20 de ani în urmă, când am pregătit lucrarea pe care a trebuit să o prezint în calitate de delegat al Academiei Române la Congresul Mondial de Istorie de la Buenos Aires din vara anului 2002. Și am continuat și după aceea să studiez această problemă. Și atunci, la Buenos Aires, în cadrul lucrărilor Congresului Mondial, am publicat o lucrare pe această temă. Adevărurile adânci ale acestei teme au fost mereu politizate și prezentate în diverse feluri, diferit de către o tabără și de către altă tabără, diferit de la regim politic la regim politic, în funcție de interese care nu aveau în atenție adevărul istoric, ci politica de moment a diverselor regimuri din cele două țări. După realizarea Marii Uniri din 1918, în bucuria generală care a cuprins clasa politică și opinia publică românească, nu s-a realizat necesitatea istorică a unor eforturi majore, însoțite chiar de sacrificii pentru recunoașterea actelor Unirii, cu deosebire pentru recunoașterea Unirii Basarabiei cu România. Desprinderea Basarabiei făcându-se din componența unui stat care fusese
aliatul învingătorilor în război. România traversa un moment istoric critic, când inamicul ei principal din primul război mondial, respectiv Germania, și inamicul a apărut în mod neașteptat, pe cât de brusc, pe atât de periculos înrăsărit, Rusia sovietică, iudeo-bolșevică, erau amândouă state grav rănite, sângerau puternic și nu puteau pentru moment să acționeze împotriva României. Acest lucru era un factor favorizant de moment. Dar orice judecată politică lucidă ar fi trebuit să spună clasei politice și elitelor noastre politice care erau la conducere că este o situație de moment, că atât Rusia cât și Germania sunt două state care au popoare foarte puternice, popoare nu numai numeroase, dar cu o capacitate creatoare deosebită, care au în spate culturi foarte puternice și care mai devreme sau mai târziu vor ieși din situația foarte grea în care se găseau în acel moment istoric. Ori pentru acel moment viitor în care atât Germania cât și Rusia aveau să se dezvolte din nou, pentru acel moment era nevoie atunci ca România să acționeze diplomatic, în primul rând, și să-și capaciteze toată energia pentru a obține o recunoaștere cât mai completă și complexă a realităților pe care le-a câștigat printr-un context extrem de favorabil pe care l-a avut atunci. După al doilea război mondial, în perioada regimului ocupației militare sovietice a României, s-a promovat teza falsă din punct de vedere istoric a drepturilor legitime ale Uniunii Sovietice asupra Basarabiei. Provincia eliberată, în ghilimele spunem, eliberată de Armata Roșie de sub ocupația ilegitimă a României interbelice și de sub exploatarea burghezo-moșerească românească. Acestea erau formulele care s-au uzitat. Ulterior, perioadei iudeo-bolșevice a primelor două decenii de după al doilea război mondial, în perioada regimului naționalist-socialist de sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, în ciuda promovării unei politici de independență națională și a faptului că Ceaușescu a pus pe agenda discuțiilor cu liderii de la Kremlin problema ilegitimității tratatului Molotov-Ribbentrop și astăzi telespectatorii noștri care sunt mai avizați știu că stenogramele acelor întâlniri există în arhivele noastre, nu au dispărut și s-a pus și implicit problema drepturilor românești asupra părții răsăritene a Moldovei. Din rațiuni politice și diplomatice, nu s-au răspândit la nivel de masă drepturile istorice ale românilor asupra părții răsăritene a Moldovei, cea dintre Prut. Demersurile conducerii politice a României, așa cum parțial o să arătăm telespectatorilor noștri,
s-au făcut doar la nivel înalt, fără să fie decât în mică măsură cunoscute de societatea românească la nivelul ei de bază. Jumătatea de est a Moldovei a fost incorrect numită Basarabia, prin acordarea nejustificată a numelui părții de sud a spațiului geografic dintre vărsarea Prutului, Dunăre și Nistru, pentru întregul spațiu geografic dintre cele două cursuri de apă. Abia în ultimii ani ai regimului socialist de stat din România, unii istorici, care beneficiau de susținerea conducerii politice a țării, au conferențiat și au publicat studii și articole privitoare la drepturile românești asupra Basarabiei. Mă refer în mod special la istoricii Ștefan Pascu, cunoscutul academician, care mai mulți ani a fost și consilier pentru probleme de istorie al lui Nicolae Ceaușescu, la istoricii Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, și la grupul de istorici din jurul istorici militari din jurul generalului Ilie Ceaușescu, grup din care făcea parte și viitorul academician și mare istoric al României, Florin Constantiniu. Drepturile istorice ale românilor asupra Basarabiei pot fi abordate în moduri diferite și din unghiuri diferite. O analiză cât mai argumentată și mai completă a temei necesită abordarea tuturor punctelor de vedere, inclusiv a celor care aparent ar dezavantaja argumentele românești în fața celor rusești. Nici o analiză serioasă de niciun fel nu poate fi făcută doar din punctul de vedere al uneia dintre părți. Nu se poate. Aici, analiza istorică seamănă cu procesul judiciar. Aici ești ca la proces, ca în fața instanței de judecată. Cercetătorul este judecătorul. Judecătorul este obligatoriu să asculte amândouă părțile, nu numai una. Vedeți, în România globalistă de astăzi, în care istoria este bagiocorită la maximum, nu se mai ascultă toate părțile implicate într-un eveniment, într-un fenomen sau într-un conflict. În fața acestei teme, cercetătorul este pus de fiecare dată în situația de a nu putea să evite polemica istorică, cea care pe noi, cercetătorii, de regulă ne deranjează și noi nu recomandăm abordarea istoriei în mod polemic. Dar există și teme care nu pot fi abordate trecând cu vederea polemică. În acest moment istoric, să zicem deosebit, că acum puțini ani s-au împlinit și s-au aniversat 100 de ani de la încoronarea, anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la încoronarea regilor României mari, Ferdinand I și Maria de România. Considerăm că nu este lipsit de importanță să facem o rememorare a acestor momente. Facem acest lucru cu atât mai mult cu cât vreau să vă spun că atât centenarul Marii Uniri, cât și centenarul încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria acum 100 de ani și ceva, la 15 octombrie 1922 s-au încoronat la Alba Iulia ca rege ai României Mari, a fost neglijată de autoritățile române în mod intenționat.
Vreau să vă spun că Academia Română nu a făcut nimic. N-a promovat aceste momente istorice deloc. Un istoric român, și trebuie să-i spun numele pentru că merită din plin tot respectul opiniei publice, profesorul de istorie, istoricul și autorul de lucrări, Eugen Petrescu, de la Râmnicu Vâlcea, a reușit pe parcursul câtorva ani să mobilizeze peste 120 de istorici de nivel înalt din România, specialiști, nu politruci, a ales specialiști, și a editat 6 volume dedicate României la centenarul Marii Uniri, privitoare la Primul Război Mondial și la încoronarea lui Ferdinand și a Mariei din 1922. Academia Română, președinția, guvernul, marile universități au trecut cu vederea acest moment pentru că se fac mari eforturi de către regimul pe care Traian Băsescu l-a numit în mod repetat ca fiind sistem ticăloșit și de două ori l-a numit în fața țării mafiot, ca fiind mafiot, ca și Klaus Iohannis, care a numit statul român stat eșuat, acest regim și acest stat acționează împotriva românilor. Acționează pe față împotriva românilor. Preocuparea lor este numai în favoarea străinilor, împotriva românilor și nu a tuturor românilor, în special a etniei române. În general, argumentul forte pe care l-a folosit diplomația rusă în timpul țarilor și apoi sovietică pentru a argumenta raptul de la 1812 a fost ideea că în acel moment istoric România nu exista în forma ei unificată și independentă. Principatul Moldovei, care a fost agresat atunci prin acest rapt, fiind o parte componentă a Imperiului Otoman. Și în jurul acestei chestiuni trebuie discutat puțin. Analiza istorică a statutului acestui teritoriu românesc, a Moldovei, locuit la acea dată de o majoritate zdrobitoare românească, trebuie să pornească cu câteva sute de ani mai în urmă, din perioada din jurul anilor 1400 și următorii, când Principatul Moldovei era un stat feudal cristalizat, mărginit la nord și la est de Nistru, la sud de Marea Neagră și cursul Dunării până la Galați, iar la vest de munții Carpați. În acel timp, Rusia încă nu exista. Exista doar Principatul Moscovei în jurul orașului cu acest nume. Principatul Moldovei. Domnul profesor, o scurtă întrebare, vă rog. Totuși știu că prin secolul IX exista Rusia Kieveană, care avea capitala la Kiev. Ai altceva, dar noi, Rusia Kieveană s-a repliat către est tot timpul sub loviturile migratorilor, ori Moldova noastră nu a avut probleme cu Rusia Kieveană deloc, nu au fost niciun fel de conflicte și din această cauză nu
o aducem în discuția privitoare la pierderea Basarabiei de către Moldova. Principatul Moldovei a intrat... În orice caz, e bine de reținut? Da? Îmi termin ideea. E bine de reținut că actuala Ucraina își revendică independență, că nu are nicio legătură cu Rusia, când de fapt teritoriile Ucrainei au fost în mare parte leagănul civilizației ruse. Ruse, categoric. Principatul Moldova a intrat sub suzeranitate turcească în anul 1513. Plătind tribut anual în schimbul căruia Imperiul Otoman se angaja să îl ajute în războaie. Tribut practic a plătit începând de la 1484, dar de la 1513 s-au încheiat o serie de acte în acest sens. În schimbul acestui tribut, Imperiul Otoman se angaja să ajute în războaie Moldova, să nu se amestece în treburile interne ale principatului. Deci, Moldova nu era o parte componentă a Turciei. Era un stat vasal. Vasalitatea consta în obligația ei de a plăti anual niște sume de bani, în schimbul cărora Turcia trebuia să o sprijine și se angaja să o sprijine militar. Deci Moldova și-a păstrat tot timpul suveranitatea și nu a fost parte a Imperiului. Deci Moldova era vasală, dar nu își pierduse suveranitatea, iar Turcia nu putea înstrăina un teritoriu care nu îi aparținea. Ci era un teritoriu, repet, pe care în schimbul unui tribut era obligată să-l ocrotească. Această realitate a fost recunoscută de Turcia și consemnată în cadrul păcii de la Karlovitz din ianuarie 1699. În cuprinsul acestui tratat scrie negru pe alb, Turcia spune acest lucru. Cu acel prilej, Turcia a argumentat această situație în fața delegației polono-lituaniene și au invocat în textul tratatului capitulațiile încheiate între Turcia și Moldova. Capitulațiile erau documente diplomatice și au fost invocate capitulații încheiate în diverse epoci, începând din secolul al XVI-lea, după 1500. Vreau să vă spun așa, apropo de faptul că sovieticii, care, repet, ce am mai spus într-o altă emisiune telespectatorilor noștri, sovieticii nu erau ruși. Sovieticii erau minoritari din Rusia, în frunte cu evreii, care o conduceau cu Lenin, cu Trotski, cu Zinoviev, cu Buharin, cu toți ceilalți. Elitele rusești în acest timp al sovietismului au populat gulagul siberian. Rușii erau victimele sovieticilor. Evreii, ucrainienii, georgienii și alții. Dar aceștia, în mod special, au fost la conducerea Uniunii Sovietice. Karl Marx a susținut și el, Karl Marx, marele idol al sovieticilor, mentorul lui Lenin și al lui Trotski, a susținut și el justeția argumentelor românești în fața anexării ilegale a Basarabiei de către Rusia. El susține că și am să spun telespectatorilor așa un citat aproximativ,
Turcia nu putea ceda ce nu îi aparținea, pentru că poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra țărilor române. Și el a arătat că poarta a recunoscut acest lucru prin tratatul de la Karlovitz din 1699, când a fost presată de Polonia să cedeze Moldova-Lahia către polonezi. Atunci au refuzat din acest motiv, spunând: domne, noi nu putem da un teritoriu care nu e al nostru. Și au invocat atunci capitulațiile încheiate între Turcia și Moldova. Aș vrea să spun telespectatorilor noștri că termenul de capitulație nu are nicio legătură cu sensul de capitulare și nu exprimă niciun fel capitularea țărilor române în fața Imperiului Otoman. Din contră, prin semnarea de capitulații cu țările române, Imperiul Otoman le recunoștea ca entități statale cu drepturi și anumite obligații, mai ales în ceea ce privește orientarea politică externă, care trebuia să fie aliniată celei a Imperiului Otoman. Deci aici aveau țările române obligații, adică ele nu se puteau alia cu inamicii Turciei, nu aveau dreptul să încheie alianțe militare cu alții care să le aducă în situația să nu respecte puterea sultanilor. Capitulațiile, chiar dacă nu s-au păstrat până astăzi în forma lor originală, sunt documente fundamentale relative la suveranitatea țărilor române în Evul Mediu. Unul din primii istorici care au sesizat importanța capitulațiilor pentru lupta națională a poporului român a fost Nicolae Bălcescu. Acesta este și cel care a reprodus și a comentat două dintre capitulații, cea semnată de Mircea cel Bătrân în anul 1393 la Nicopole și cea semnată de Vlad Țepeș la Adrianopol în 1460. Bălcescu a făcut treaba asta într-o lucrare intitulată Drepturile românilor către înalta poartă. O lucrare apărută chiar în anul 1848, anul Revoluției. Este evident că tocmai din această cauză puterile înconjurătoare care au locuit provinciile, care au stăpânit provinciile locuite de români, nu au avut de-a lungul secolelor interesul să evidențieze conținutul acestor capitulații, să le recunoască existența. Și de asemenea, puterile care ne-au stăpânit veremelnic de-a lungul ultimilor 200 de ani au avut numeroase ocazii să intre în posesia documentelor originale și să le facă dispărute. Capitalele provinciilor românești au fost de multe ori ocupate de diversi cotropitori și toți au avut curiozitatea să răsculească prin toate sertarele țării. Așa cum s-a întâmplat și după 22 decembrie 1989, când ni s-au furat cele mai importante secrete ale țării, practic, nu numai secretele politice, dar practic și secretele politice, dar și rezultatele cercetării a zeci de institute de cercetare științifică care aveau pe rol dezvoltate studii extraordinar de importante.
Apoi tezaurul arhivistic al statului român, care cuprindea înțelegerile de stat ale românilor, depus în Rusia în decembrie 1916 și în iunie 1916, nu a avut un inventar complet pentru ca cercetătorii să fie siguri că printre importantele documente românești de la Moscova nu se află și capitulațiile cu turci. O Rusia țaristă și apoi cea sovietică este principala țară care le-a contestat conținutul acestor capitulații, cât întreaga lor argumentație a dreptului de a deține partea răsăreteană a Moldovei s-a bazat pe o presupusă afirmată lipsa suveranității de stat a Moldovei la 1812, cum am spus la începutul discuției. Cu toate acestea, trebuie să menționăm că aceste capitulații sunt destul de controversate. Ele nu s-au păstrat în forma lor originală, ca să fie niște argumente de necontestat în cadrul unor tratative. Lipsa originalelor a determinat pe ruși și apoi pe sovietici să le conteste conținutul, cu scopul de a susține dreptul Turciei de a ceda Basarabia la 1812. Și vreau să vă spun că chiar și unii reputați cercetători români le-au contestat parțial sau total. Vreau să vă spun că au fost asemenea istorici români care le-au contestat. În ciuda acestor păreri ale unor istorici, Turcia nu a contestat niciodată capitulațiile și nu le-a respins ca argument de drept internațional. Turcia nu le-a respins și nu le-a contestat, pentru că ea știe că undeva există niște originale care vor apărea sau ar putea apărea cândva. Și din această cauză, Turcia, care este un imperiu milenar și care se respectă și care are o diplomație extraordinar de performantă, nu le-a contestat și nu le contestă nici astăzi și nici nu le-a eliminat din discuțiile care au avut loc pe parcursul istoriei. Doar în anul 1856, în cadrul păcii de la Paris, care a pus capăt războiului Crimeei, când delegația franceză a făcut referiri concrete privitoare la conținutul capitulațiilor, deci vedeți că și marile puteri știau despre ele și Franța le-a invocat, atunci a fost singurul moment în care delegatul Turciei a făcut mențiunea că Turcia nu deține originalele acestor documente. Dar fără să afirme că ele nu ar exista și fără să le conteste nici conținutul. Pentru că nici Turcia nu are interesul să le facă publice și să fie învinuită de responsabilitatea înstrăinării Basarabiei când ea ar fi fost obligată să o apere cu arma în mână. Și Turcia are interesul să ascundă aceste originale, pentru că nu se poate să nu le aibă. Pentru că orice document între două părți nu se face un singur original, se fac două originale pentru fiecare dintre părți. În anul 1858, când s-a încheiat un nou tratat de pace la Paris, privitor la principatele române, în articolul 2 al acelui tratat s-a consemnat că în virtutea capitulațiilor date de sultanii Bayezid I, Mahomed al II-lea, Selim I și Soliman al II-lea, deci patru sultani care confirmă acele capitulații, autonomia principatelor române și care reglementau raporturile țărilor române cu sublima poartă,
și pe care mai multe alte hatișerifuri, în special unul din anul 1834, le-au consacrat, se arăta că principatele vor continua să se bucure sub garanția colectivă a puterilor de privilegiile și imunitățile pe care le-au avut din Evul Mediu. Tratatul de la 1858 a fost semnat de reprezentanții tuturor celor 7 mari puteri europene, inclusiv de Mehmet Fuad, delegatul Turciei la Congresul de Pace. Conținutul capitulațiilor a fost prezentat în cadrul Congresului de către reprezentantul Franței, cum am arătat mai devreme, care a dat citire documentului intitulat Privilegiuiri și imunități ale principatelor române, conținutul capitulațiilor fiind completat cu niște propuneri ale diplomaților francezi de unire a Munteniei cu Moldova. A fost pentru prima dată când s-a făcut această propunere. Capitulațiile au fost traduse în limba franceză de un anume Ubicini, care semna cu inițialele MA alături de numele Ubicini și au fost publicate la Paris în anul 1858. Vreau să vă spun că din spatele acestor operațiuni acționau patrioții români care acționau la Paris și care aveau înalte relații cu conducerea Franței, inclusiv cu împăratul Napoleon al III-lea Bonaparte și cu vărul său primar, prințul Alexandru Walewski, ministrul de externe al Franței și președinte al adunării constituante franceze al Parlamentului Franței. Era fiul natural al lui Napoleon Bonaparte și al prințesei poloneze Maria Walewska. Alexandrii și cu alți mari demnitari influențau diplomația franceză în direcția promovării și popularizării în rândul puterilor europene ale drepturilor istorice românești. Au fost mari oameni, mari patrioți cu realizări deosebite. Deci, vreau să mai spun ceva telespectatorilor noștri. În perioada dintre anii 1492 și 1582, deci în timp de 90 de ani, Rusia țaristă a purtat 40 de războaie de cucerire, majoritatea cu Polonia și cu Lituania, și și-a întins stăpânirile, ajungând în proximitatea Principatului Moldovei doar la 1792, când, obținând victorii împotriva Imperiului Otoman în războiul ruso-turc din 1789-1792, prin pacea de la Iași din 1792, Rusia a ocupat de la Imperiul Otoman nordul Mării Negre, până la cursul fluviului Nistru, ajungând astfel în vecinătatea Principatului Moldovei. În anul 1812, anul cedării ilegale a Basarabiei către Rusia, s-a produs într-un moment în care Turcia nu știa încă nimic despre vulnerabilitatea Rusiei, aflată în pragul atacului militar al Franței napoleoniene. Este cunoscut că în 1812
Napoleon I Bonaparte, cu o uriașă armată de 640.000 de soldați, ataca Rusia. Și Rusia era într-o situație extraordinar de grea. Dar sultanul nu avea informații. Și lipsa acestei informații, pentru că Turcia era în război cu Rusia de la 1806, de 6 ani era un război. Și soarta războiului era echilibrată și schimbătoare. Lipsa acestei informații de importanță de istorică s-a datorat trădării dragomanului Dumitrache Moruzi, care era diplomat și scoada sultanului și care era obligat să o transmită sultanului, dar datorită corupției, el i-a ascuns sultanului această informație, acționând în folosul Rusiei. Din această cauză, dracomanul Dumitrache Moruzi a fost executat de sultan. Această trădare a contribuit foarte mult la pierderea Basarabiei de către Moldova. În aceste condiții, după unele victorii ale armatei ruse comandate de generalul Kutuzov, celebru general Kutuzov, în anul 1812 s-a semnat o pace în regim de urgență la București, la Hanul lui Manuc, în centrul istoric al Bucureștiului. Kutuzov fusese chemat de țarul Alexandru I să încheie cât mai repede războiul, să încheie pacea în orice condiții și să vină cu armatele să le aducă în fața armatei franceze și să o hărțuiască pentru a apăra Rusia. Aici, Kutuzov, la Hanul lui Manuc, încălcând dreptul internațional, a forțat nota și, practic, a însușit în folosul Rusiei teritoriul dintre Prut și Nistru. Iar sublima poartă, încălcând și ea dreptul internațional, a acceptat anexarea de către Rusia a Basarabiei, bucuroasă că nu trebuie să plătească alte despăgubiri. Practic, Basarabia a fost răpită Moldovei prin forța celui mai puternic față de cel mai slab. Acum, printre argumentele românești ale dreptului asupra Basarabiei, am să mă refer pe scurt la niște argumente de natură demografică. O secundă, domn Rusu. O scurtă observație. Constatăm că de-a lungul istoriei toate marile puteri, imperiile, au avut această politică de a-și forma niște zone tampon, adică la granițele sale să aibă teritorii pe care să le controleze, chiar dacă nu îi aparțin neapărat, dar să le influențeze în mod major. Vedem asta și în zilele noastre cu Ucraina, care este un cap de pod al globaliștilor sau la un alt nivel al americanilor, al Imperiului Euroatlantic, pentru că au nevoie să se apropie cât mai mult în coasta Rusiei. Deci și România este visul, tot o zonă tampon. Visul evreimii americane de la vârf, a cazarului evreilor, bancherilor mari, care sunt de o bogăție uriașă, visul lor este să
pună stăpânire pe cea mai întinsă și bogată țară din lume. Ei au reușit să îi aducă pe evrei la conducerea Rusiei în 1917, dar ulterior bolșevicii n-au mai vrut să împartă Rusia cu finanțatorii lor inițial și cu cei care i-au sprijinit să ajungă la putere și niciodată, special Stalin. Din fericire, au fost totdeauna păreri diferite și în lumea evreiască și astăzi sunt păreri diferite. Să știți că Israelul are o politică foarte nuanțată în ultima vreme față de liderii evreimii din Statele Unite. Și așa s-a întâmplat. Și apoi Lenin a avut o serie de căderi care au făcut ca puterea să fie luată de georgianul Stalin și el a împins Uniunea Sovietică într-o altă direcție. După atentatul din 1919, când o tânără a descărcat un revolver întreg, toate glonțele în trupul lui Lenin, el nu a mai fost apt să conducă Rusia, a pierdut o mare parte din autoritate și după câțiva ani a și murit. Și lucrurile au luat altă întorsătură decât a fost dorită ea pe Wall Street. Acum, revenind, aș vrea să mă refer la câteva aspecte demografice și să spun că la 1812, când Rusia țaristă a ocupat partea estică a Moldovei, 90% din populația Basarabiei era compusă din etnici români. 90%. Raptul neașteptat al provinciei a declanșat pentru un scurt moment un exod al românilor la vest de Prut. Deci, în momentul în care s-au luat, mulți români au trecut din coace de Prut în Moldova de la vest. Acest exod însă a fost de foarte scurtă durată din unele motive. Autoritățile rusești au fost foarte îngrijorate că se depopulează provincia și Basarabia, știe toată lumea că este o provincie cu un pământ foarte rodos, foarte rodnic și autoritățile rusești se temeau că nu mai are cine lucra pe acolo. Ele au întărit mult paza peste Prut pentru a opri fugarii și imediat după aceea, intuind acest pericol al depopulării teritoriilor ocupate, autoritățile țariste au luat și niște măsuri legislative extrem de favorabile pentru populația de acolo. S-a acordat o scutire totală de impozite pentru populație, un lucru nemai întâlnit, nu era nicăieri în Europa să fi scutit de impozite. 3 ani de zile nimeni n-a plătit nimic. A fost o chestie extrem de atractivă. Unii basarabeni s-au întors din Moldova românească, să spunem așa, dincolo, că amândouă erau românești. În condițiile în care domnitorii fanarioți din Moldova aplicaseră anterior anului 1812 o fiscalitate extrem de severă acolo. Și această fiscalitate severă era pusă în practică prin măsuri de o mare brutalitate. Intrau în curțile oamenilor, le luau animalele, le luau tot de la cei care nu-și plătiseră impozitele. Era foarte dură treaba.
De asemenea, o altă chestie extrem de importantă, populația Basarabiei a fost scutită de serviciu militar, care era obligatoriu în tot restul Rusiei. Serviciul militar se întindea pe o perioadă foarte lungă de timp. Cele mai importante măsuri au fost cele prin care s-a acordat autonomie locală Basarabiei și dreptul de a folosi limba română în administrație și în justiție. Vedeți dumneavoastră, deci, au fost și niște factori care au ajutat la, să spunem așa, un acord al populației locale față de apartenența Basarabiei la Rusia. Aceste măsuri au stopat complet plecarea românilor, astfel că la recensământul efectuat de autoritățile rusești în anul 1817, în ciuda faptului că au fost aduși în Basarabia un număr mare de cetățeni de alte etnii, care și ei erau fericiți să vină în Basarabia, unde nu făceau serviciu militar, unde nu plăteau impozite, unde era o libertate care nu mai era nicăieri în Rusia, cu toate astea, la 1817, după 5 ani în care au adus mulți aici și totuși la început au plecat ceva români, românii reprezentau încă 86% din totalul populației. Când vorbesc despre aducerea de străini pe teritoriul Basarabiei de către țarii ruși, am în vedere, în primul rând, faptul că țarul Alexandru I, un țar foarte puternic și important, a populat Basarabia cu coloniști germani veniți în Basarabia din Marele Ducat al Varșoviei. Pe parcursul a trei ani, din 1814-1817, au venit zeci de mii de germani din Marele Ducat al Varșoviei. Măsurile luate de regimul țarist au urmărit ca autoritățile de ocupație să câștige timp, să pună pază pe toată frontiera și să creeze mijloacele de stăpânire a românilor. În anul 1828, după ce autoritățile țariste s-au înstăpânit temeinic în Basarabia, autonomia provinciei a fost anulată. Iată ce scria în anul 1938 preotul Vasile Țepordei, un mărturisitor al Bisericii Ortodoxe din Basarabia, a fost deținut în gulagul iudeo-bolșevic, în lagărul de la Vorcuta, de dincolo de cercul polar. Rușii ne lăsau în pace atâta timp cât poporul nostru era în întuneric. Cât timp poporul nu cerea școli, nu cerea drepturi naționale, nu cerea respect față de neamul din care face parte, nu se amesteca în întunericul nostru. Și întunericul era mare. Doar la unire, deci la 1918, Basarabia avea 80% analfabeti. Dar vreau să vă fac o mențiune foarte importantă. Este înspăimântător 80%. În 1918, acum 105 ani. Dar mie mi se pare și mai înspăimântător că o țară ca România, care în 1989 nu mai avea analfabeți, adică numărul analfabeților nu mai reprezenta 1%, are astăzi, în documentele instituțiilor europene, figurează cu 40% analfabeți. Incredibil.
De departe, 40% este enorm. 40% este analog. E adevărat că majoritatea țigani, dar țiganii noștri și ei. Păi nu avem atâția țigani în țară. Sunt și români. Țigani cât ori fi? 5%. Sunt și români, foarte mulți. Abandonul școlar este uriaș. Este uriaș. Nu mai vorbim de faptul că alți indicatori, dar nu vreau să mă îndepărtez de la subiectul de astăzi, alți indicatori, cum ar fi tuberculoza, mortalitatea infantilă și altele, sunt la nivelul anului 1900. Și mai spun telespectatorilor o cifră înspăimântătoare. De la anul 1873, nu s-au mai născut în România atât de puțin copii ca în anul 2022. Deci noi am coborât cu natalitatea, am ajuns cu natalitatea ca la 1873, când populația țării era foarte mică. Revenind acum, aș vrea să spun că politica de colonizare a Basarabiei cu ruși și cu locuitori de alte etnii, aduse pe cuprinsul Imperiului Țarist, și cu numărul foarte mare de evrei care s-au așezat în provincie, au venit cu zecile, cu sutele de mii, cu toate astea populația românească a rămas majoritară. Vreau să vă spun că și astăzi în Basarabia, procentul etniei ruse este undeva între 6 și 7%. Sunt mai mulți alții, sunt mai mulți ucrainienii, cazarii, polonezi. În anul 1922, după 110 ani de la acapararea Basarabiei de către Rusia, autoritățile române au efectuat un recensământ al populației Basarabiei, în urma căruia au fost atestați, deci în 1922, 1.683.000 de români, reprezentând 64% din populație. Argumentele demografice ale apartenenței Basarabiei la România trebuie să includă și numărul uriaș de români, uriaș raportat la dimensiunea provinciei, care au murit sau au dispărut din Basarabia după anul 1940, prin război, prin deportări, prin schingiuiri, prin condamnări politice. Cifra acestora se ridică la 3 milioane și jumătate de oameni. Cifra provine din lucrări științifice, de cercetare. Nu sunt date oferite jurnalistic și propagandistic. 3 milioane și jumătate de oameni, de români, a pierdut Basarabia în 150 de ani. Printre argumentele politice pe care doresc să le subliniez, aș vrea să spun că în raporturile dintre Republica Populară Română și denumită apoi Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, privitoare la apartenența Basarabiei la una din cele două țări și la drepturile asupra tezaurului României depozitat la Moscova în anii primului război mondial, argumentele sovietice invocate în perioada lui Lenin și Stalin nu au mai avut substanță după implementarea regimului sovietic în România.
Sovieticii invocau faptul că ar fi eliberat Basarabia de sub exploatarea burghezo-mașorească românească. Iar despre tezaur Lenin a spus, formulând și un act normativ în acest sens, că tezaurul va fi înapoiat României în momentul în care poporul român va fi condus de un regim al muncitorilor și țăranilor. În același timp, Karl Marx și Friedrich Engels au susținut că Basarabia este românească și a fost răpită de Rusia țaristă. O întrebare se poate? Vă rog. Vă rog să-mi spuneți când a fost furat tezaurul românesc de către Rusia și în ce context și care era cantitatea, în ce consta? Deci el nu a fost furat. În momentul în care, în toamna anului 1916, România a înregistrat înfrângeri zdrobitoare în primul război mondial, fiind atacată în același timp de Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia, în condițiile în care aliații noștri, Anglia și Franța, nu ne-au pus la dispoziție armamentul pe care se angajaseră să ne-l ofere în momentul în care am intrat în război, suferind înfrângeri grele și pierzând toată Oltenia, toată Muntenia, toată Dobrogea și partea de sud a Moldovei. Pierzând în favoarea Germaniei? Cine ne l-a luat? În favoarea Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei. Ele ne-au ocupat aceste teritorii. Guvernul, Casa Regală, Banca Națională, Parlamentul au fugit de la București la Iași, s-au instalat la Iași și conducerea României, Casa Regală și Guvernul au hotărât să transfere tezaurul României în Rusia, pentru că țarul Nicolae al II-lea era văr primar cu regina Maria, era verișoara lui preferată, ar fi dorit-o și el de soție, ca și regele Angliei George al V-lea. Era cea mai frumoasă prințesă în tinerețe și au avut încredere în țar, considerându-l un om de onoare, un om foarte bogat, cel mai bogat om de pe pământ la ora aceea, care nu se pretează la bogățiile noastre. Au fost depuse acolo 92 de tone de aur în formă de lingouri, bijuteriile coroanei ale reginei Maria, bijuterii ale marilor familii boierești. Statul român a luat în grija sa și averile marilor proprietari și bogătași ai țării, considerând că și averea lor este averea României. Arhiva diplomatică, arhivele secrete ale țării au fost trimise în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în iunie 1917. Chiar alegerea a fost una nereușită. Bineînțeles că e ușor de vorbit după evenimente, dar clasa politică românească care a luat această decizie nu a ținut cont că trimiteau averea poporului român într-o țară care era pe un butoi de pulbere, în care practic izbucnea un război civil, în care erau niște nemulțumiri extraordinare și niște probleme și frământări interne teribile. Acest lucru a fost remarcat și de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care, referindu-se la acest tezaur, un prilej când a făcut o ofertă statului român să-l restituie ce mai e de restituit,
pentru că s-au făcut două restituiri în 1935 și în 1956, dar grosul nu s-a restituit. Și Putin a spus, a fost cea mai lipsită de înțelepciune decizie să trimiți tezaurul unei țări într-o țară care stătea pe o bombă. Și bomba a explodat. Bomba... Vă referiți la Revoluția Bolșevică. Revoluția Bolșevică. 1917. Când Bolșevică Rusia a dispărut și a fost înlocuită de Rusia. Da, și Lenin a pus mâna pe tezaurul nostru. Mulțumesc pentru răspuns. Da. Deci, vă spuneam că Marx și Engels au susținut că Basarabia este românească. De asemenea, în anul 1965, conducerea Chinei comuniste a afirmat răspicat că Basarabia este românească. În această lumină, România avea argumente solide să revendice drepturile ei istorice asupra Basarabiei și ale tezaurului. Aș vrea să vă spun că în anul 1965, de fapt cu un an înainte, în 1964, Gheorghiu Dej a dispus tipărirea la editura politică a operelor complete a lui Marx și Engels. Nu putea să publice doar volumul în care făcea referiri la drepturile românilor asupra Basarabiei și a publicat în traducere operele lui Karl Marx și Friedrich Engels, astfel că au apărut și în România afirmațiile lor privitoare la drepturile istorice românești asupra Basarabiei. Vreau să vă spun că în anul 1966 patriotul basarabian Pantelimon Halipa, pe care Nicolae Ceaușescu, deși el a fost un mare antibolșevic și anticomunist, Nicolae Ceaușescu l-a angajat la Institutul de Istorie de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Pantelimon Halipa a primit sarcina de a aduna atât în țară, cât și cu ajutorul securității și al altor instituții de pe teritoriul Basarabiei, a tuturor documentelor și dovezilor și probelor privitoare la drepturile istorice ale României asupra Basarabiei. De altfel, la prima lui întâlnire cu Leonid Iliș Brejnev, Ceaușescu a venit la putere în martie 1965, când a murit Gheorghiu Dej. Dar, deci a fost ales în birou politic atunci, ca și conducător al Partidului Muncitoresc Român, dar de ales a fost ales doar la Congresul al 9-lea din august 1965. Și prima vizită a lui a făcut-o în septembrie la Moscova, la Kremlin, și s-a întâlnit cu Brejnev. Și a ridicat problema teritoriilor românești și a tezaurului la prima întâlnire. Lucru care l-a deranjat cumplit de tare pe Brejnev. L-a deranjat foarte tare. Și acești doi conducători nu s-au agreat niciodată. Și trebuie să recunoaștem că și Nicolae Ceaușescu a făcut anumite greșeli în raporturile sale cu fosta Uniune Sovietică. Da, în 1966, Pantelimon Halipa spunea că momentul este foarte potrivit și se mira de ce conducerea de stat nu acționează
Și el spunea, chinezii au dreptate când spun că Rusia țaristă a furat teritorii. Pantelimon Halipa fusese deputat de la 1917. Înainte de 1944, Moscova putea invoca pretextul că îi elibera pe Basarabien de sub exploatarea burghezo-moșerească. Însă, astăzi, spunea Pantelimon Halipa, când este un regim al muncitorilor și țăranilor la conducerea României, nu mai au motiv să spună că Basarabia ar fi sub conducere burghezo-moșerească. Și spunea Pantelimon Halipa, doar suntem toți în același mare lagăr socialist sau comunist, cum vrem să-l numim. Ce s-ar întâmpla, întreba el, dacă guvernul român ar cere oficial retrocedarea teritoriilor luate în 40 de ruși? În noiembrie 1966, Pantelimon Halipa a elaborat un memoriu pentru Nicolae Ceaușescu, în care i-a relatat acestuia discuțiile sale cu Lenin. Documentul s-a păstrat în arhiva Comitetului Central al Partidului. În calitate de sa de fost deputat al Sovietului din Basarabia, pentru că în momentul în care s-a dat lovitura de stat și au venit bolșevicii la putere, sau înființat soviete în toată fosta Rusie sovietică, inclusiv în Basarabia. Iar el a fost deputat al Sovietului din Basarabia. Și Pantelimon Halipa a transmis în acest raport care îl făcea lui Ceaușescu, acordul lui Lenin ca Basarabia să se unească cu România, cu condiția ca sfatul popular al Basarabiei să aprobe acest act. El l-a sfătuit pe Nicolae Ceaușescu să aleagă un moment potrivit și să formuleze o cerere de revendicare a drepturilor românești. Discuțiile lui Pantelimon Halipa cu Lenin au fost purtate în luna mai 1917. El a relatat aceste discuții purtate cu Lenin și în cadrul unor scrisori adresate mareșalului Clement Voroșilov, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și de asemenea procurorului general al Armatei Sovietice, în timpul cât s-a aflat în decenție în URSS. Vă dați seama ce mare patriot a fost și acest Pantelimon Halipa. Invocând pe Marx și pe Engels, nu puteai păți nimic pe timpul ăla. Erau pe pereți în toate sediile publice din tot sfera de influență sovietică. Iar în situația grea în care se găsea Pantelimon Halipa, fiind în gulagul sovietic, el nu își putea permite să nu spună adevărul. El a relatat că la un congres al deputaților țărani din întreaga Rusie, împreună cu alți delegați din Basarabia, care încă erau în viață la ora aceea, și puteau confirma spusele sale, Vladimir Ilici Lenin i-a sfătuit pe basarabeni să se întoarcă în patria lor, România, să ia puterea și să militeze pentru autodeterminare până la separarea de Rusia. Adică să se întoarcă în patria lor, România, adică în Basarabia, și să lupte în Basarabia pentru reunificarea cu România. Mai departe, el i-a transmis lui Nicolae Ceaușescu că deține și o scrisoare de la Lenin în acest sens,
pe care o avea, a păstrat-o și a ținut-o ascunsă și nu i-au putut-o confisca nimeni și a predat-o lui Ceaușescu această scrisoare, în care Lenin îl îndemna: luptați, măi, dreptul vostru, sunteți români, România e țara voastră. În acest fel, Pantelimon Halipa a dovedit că Lenin, conducătorul bolșevicilor de pretutindeni, a fost un catalizator al unirii Basarabiei cu România. Încurajându-i pe patrioții români din Basarabia să lupte pentru drepturile lor. Rezulta astfel cu claritate că urmașii sau discipolii lui Lenin, care au venit la putere, ar fi trebuit să respecte această poziție politică și istorică. Dar ulterior, sovieticii, care, repet, nu erau ruși, au înfierat această luptă pentru drepturile românilor asupra Basarabiei și au spus că această luptă este banditească, iar unirea Basarabiei cu România este un rapt românesc. A fost un mare patriot acest Pantelimon Halipa și s-a pus în slujba țării sale, indiferent de regimurile politice pe care le-a traversat, respectiv în timpul țarilor, apoi în timpul sovieticilor în Basarabia, apoi în timpul regimului regal român în perioada interbelică, apoi în timpul regimului socialist de stat în perioada iudeo-bolșevică, a făcut pușcărie la greu. Naționaliștii români din conducerea Partidului Muncitoresc Român l-au scos din închisoare, iar apoi Ceaușescu l-a angajat la Institutul de Istorie de pe lângă Comitetul Central al Partidului. Pentru că naționaliștii români atunci au reușit să ajungă la putere și să fie mult mai patrioți decât conducătorii de astăzi ai României globaliste, care nu mai are nimic și jefuită la sânge de companiile globaliste. Din păcate. Da. Am vorbit până acum despre drepturi demografice și despre drepturi politice, dar sunt și argumente de drept internațional. Îmi dați voie să vă întreb ceva. Vă rog. Știm că în 1944 a fost, sau mă rog, înainte, a fost momentul acela când mareșalul Ion Antonescu a pornit spre eliberarea Basarabiei. Deci, pentru moment, el a reușit. Însă, ulterior, odată cu întoarcerea armelor, Basarabia a fost luată în integritatea URSS. Da. Și vedeți, un moment. Acțiunea... imediat îmi termin întrebarea. Da. Un moment foarte dureros a fost masacrul de la Fântâna Albă, când au fost omorâți foarte mulți etnici români din Basarabia, cărora li se promisese că vor putea trece nevătămați în Moldova românească, dar au fost împușcați. Acum au fost mințiți, ei s-au adunat la un loc ca să treacă frontiera și, fiind toți acolo, au putut să-i omoare pe toți și să-i arunce într-o groapă. Deci, unii zic că au fost omorâți de ucrainieni, de fapt. Acum, de ucrainieni și de evrei. Ucrainieni, dar comisarii politici erau toți evrei. Comisarii politici care conduceau erau cei mai importanți. Foarte sugestiv a fost Mircea Druc, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, primul prim-ministru de după declararea independenței de stat a Republicii Moldova, care a spus că tot ce li s-a întâmplat rău,
românilor din Basarabia se datorește ucrainienilor. Ucrainienii au fost un dușman istoric al poporului român. În Fântâna Albă, câți români au fost omorâți? Mulți, de ordinul miilor. Da. Aș vrea să vă spun, deci, că există și numeroase argumente de drept internațional. Eu am publicat un capitol vast privitoare la aceste drepturi de drepturi istorice românești legate de dreptul internațional. Sunt foarte multe tratate care fac referiri la drepturile noastre și s-au încheiat convenții, înțelegeri și multe altele care vin în direcția drepturilor noastre istorice. Aș vrea însă, în continuare, fiindcă timpul trece, să ridic încă o problemă foarte importantă. Problema care a apărut după Revoluția bolșevică. Atunci s-a produs o ruptură foarte mare între România și Rusia sovietică. Și aș vrea să insist asupra faptului că diplomația românească nu a reușit să armonizeze niciun fel relația cu noul stat Rusia sovietică. Acest fapt avea și o motivație sentimentală, respectiv rusofobia creată de faptul că de la 1812 Rusia țaristă ocupase Basarabia și faptul că țarul Nicolae al II-lea, vărul primar al reginei noastre Maria, a fost înlăturat de la tron și apoi asasinat împreună cu toată familia lui. Acest lucru a făcut ca autoritățile române să nu dorească să aibă niciun fel de comunicare cu Rusia. Ori în diplomație nu se poate accepta această poziție. Ei sperau un singur lucru, conducătorii României, și nu numai regii, dar și guvernele, că regimul bolșevic va fi înlăturat și se va reveni. Chiar dacă familia Romanovilor a fost omorâtă în întregime, se va găsi un țar și toate vor intra normal. Noi ne vom recupera tezaurul și Basarabia va rămâne la noi, pentru că actul de la 27 martie 1918 fusese săvârșit, sfatul țării din Chișinău votase unirea cu România,
Basarabia era parte a României și nimeni nu a luat în seamă perspectiva că bolșevicii se vor menține la putere. Pe lângă faptul că nu aveau informații că la ora aceea bolșevicii încă erau ajutați din greu de banchieri evrei de pe Wall Street. Și evreimea americană sprijinea evreimea ajunsă în fruntea Rusiei. Acest lucru era necunoscut autorităților noastre. Nevoia românească de negocieri directe cu Rusia sovietică era în același timp obturată nu numai de cauze interne, dintre care unele vi le-am spus înainte, dar și de către marile puteri occidentale, Franța și Marea Britanie, care frânau orice demers de apropiere între România și Rusia, încercând să țină România departe de bolșevici, să-și imprime propria lor voință în această parte a Europei și, dacă se putea, să folosească România pentru susținerea acțiunilor lor antibolșevice. Pe de o parte, toate problemele teritoriale din Europa trebuiau rezolvate de Conferința Păcii, iar pe de altă parte, România avea nevoie de un acord direct cu Rusia sovietică, putere care nu era acceptată la masa tratativelor, iar marile puteri occidentale nu aveau un punct de vedere comun și unic față de Rusia sovietică la care să se poată raporta România în acțiunile ei diplomatice. Mai exista o frână în calea unor posibile negocieri. Bolșevicii nu erau recunoscuți oficial de nimeni, dar erau susținuți, cum spuneam mai devreme, în secret de evreime internațională, cu deosebire de cea din SUA. Apoi erau diverse grupări militaro-politice rusești care revendicau dreptul de a vorbi în numele Rusiei. Fiecare avea altă părere. Și ele au format centre diverse de putere. Cu cine să trateze diplomații români? Cu care dintre ei? La această întrebare se primeau răspunsuri foarte diferite. Și acest lucru a contribuit la ideea să nu se trateze cu nimeni. Tensiunile surde româno-ruse datorate incompatibilității românilor cu bolșevismul și nemulțumirilor românești față de trădarea Rusiei, care a ieșit din primul război mondial și a lăsat România singură în fața a patru state puternice, Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia, și nemulțumirile românești față de faptul că Lenin s-a aliat cu germanii. A ieșit din război și apoi a încheiat pacea cu germanii la Brest-Litovsk, le-a dat nemților cadou teritorii, etc. și a făcut alianță cu Germania. Și la toate astea s-a adăugat nemulțumirea rușilor că în decembrie 1917 o armată română a dezarmat o întreagă divizie rusească la Botoșan și a expediat-o peste graniță. Nu i-au omorât, nu i-au băgat în lagăre. I-au dezarmat,
E un colonat și marș înapoi peste graniță. La 1 ianuarie 1918, chiar în ziua de anul nou, care după calendarul nou a devenit 13 ianuarie, știți că apare acel decalaj de 13 zile, ambasadorul României la Sankt Petersburg, Constantin Diamandi, și întregul corp diplomatic românesc acreditat în Rusia a fost arestat și închis în fortăreața Petru și Pavel. Iar Rusia sovietică a declarat război României. Acest moment istoric important pentru relațiile româno-ruse s-a produs din ordinul lui Lenin. Dar la sugestia generalului german Max Hoffmann, negociatorul principal al împăratului Germaniei la tratativele de la Brest-Litovsk. Deci în spatele acțiunii Rusiei sovietice împotriva României a stat Germania și Kaiserul Wilhelm al II-lea. Lenin s-a simțit ofensat de faptul că diplomația românească nu i-a răspuns în niciun fel la solicitările de cooperare pe care el le-a adresat tuturor vecinilor Rusiei, inclusiv României. Și aici este de discutat și de judecat. Ajunși imediat la putere, bolșevicii s-au trezit stăpâni peste un munte de aur, peste bogății imense, peste cea mai mare țară din lume, dar în pericol să fie atacați din mai multe părți de diverse state, că s-a creat o coaliție internațională împotriva lor. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Polonia, Japonia. Era o nebunie. În acel moment, bolșevicii erau în cel mai greu moment din toată istoria bolșevismului din Rusia. Erau dispuși să dea teritorii ca să-și poată consolida puterea și să câștige timp. Și au făcut o ofertă țărilor vecine. Și le-au oferit să încheie imediat, în regim de urgență, tratate de prietenie și asistență mutuală cu toate statele vecine, prin care Rusia sovietică se angaja să le recunoască teritoriile, suveranitatea și independența, în schimbul recunoașterii de către aceste țări a Rusiei sovietice, a noului stat bolșevic, și această ofertă a venit în urma decretului asupra popoarelor, decret prin care Lenin a permis tuturor popoarelor din Imperiul Rus să aleagă dacă mai rămân în componența Rusiei sau nu. În baza acestui decret asupra popoarelor, basarabenii noștri și-au făcut alegeri, și-au ales fatul țării, la început s-au declarat Republică Autonomă, iar apoi același fat al țării a votat unirea cu România. În momentul în care Lenin a lansat această invitație, România nu a răspuns ofertei bolșevicilor.
Polonia nu a răspuns, țările baltice nu au răspuns. A răspuns Finlanda. Finlanda a răspuns. Și Lenin l-a desemnat pe Stalin să se deplaseze la Helsinki. A zburat cu un avion bimotor. Stalin era comisar al poporului pentru naționalități, adică el răspundea de toate popoarele din Rusia sovietică, cu excepția rușilor, care erau majoritari. El era cu minoritari. Stalin a zburat în 1919 la... Că a mai durat mult până s-au hotărât și finlandezii și au încheiat un tratat și Finlanda a rămas, Finlanda care a stat peste 100 de ani în, ca și gubernie în cadrul Rusiei, a fost gubernie exact ca și Basarabia, de la 1809, de cu 3 ani înaintea Basarabiei, a devenit stat independent și s-a recunoscut independența până în zilele noastre. Cu a mai fost un moment în 1939, în iarna dintre 39 și 40, când Rusia a agresat Finlanda pentru a-i smulge o serie de teritorii din provincia Karelia. Faptul de a nu răspunde unei corespondențe diplomatice, în raporturile diplomatice, în relațiile internaționale, este ca în jurătura de mamă. Și acest lucru l-a făcut să reacționeze atât de dur pe Lenin încât să aresteze ambasadorul și pe toată lumea. Da, vreau să vă spun că tot corpul diplomatic acreditat la Sankt Petersburg a protestat vehement, s-au dus ambasadorii în delegație la Lenin și diplomații români au fost eliberați. Apoi, vedeți dumneavoastră, raporturile s-au agravat pentru faptul că în 20 ianuarie 1918, la cererea sfatului țării din Chișinău, care era sfatul țării, era parlamentul țării, era factorul de decizie în Basarabia, 4 divizii ale armatei române, 2 de infanterie și 2 de cavalerie, au pătruns în Basarabia. Dar acest lucru s-a produs și cu aprobarea, dar și la recomandarea care era o cerere a aliaților occidentale ai României. Deci nu s-au dus românii singuri de capul lor. Marea Britanie și Franța au încurajat această operațiune. Decizia aceasta a agravat mult raporturile politice româno-ruse. Vreau să vă spun că ministrul de externe al României, Tache Ionescu, care a fost mentorul lui Titulescu, a fost și ministru de finanțe și ministru de externe, a fost un mare politician, a considerat acest lucru o greșeală și a demisionat din guvernul României. El a apreciat această operațiune militară a României ca fiind o aventură. Pentru că este necesar în acțiunile politico-militare să-ți evaluezi foarte corect forțele. Trebuie să știi lungul nasului. Cine este România, cine este Rusia? Fac din nou o paranteză. Președintele Iohannis, care este o nulitate politică, asta e altceva.
Bine spus. Spunea zilele acestea, chiar acum 2-3 zile, că România va acorda sprijin Republicii Moldova în orice situație. Păi cum adică? Dacă intră armata rusă în Moldova, ne ducem la război contra Rusiei, ce facem? Suntem nebuni? Am înnebunit de tot? E, așa a fost și atunci. Și vedeți dumneavoastră, au fost politicieni care au fost așa, dar majoritatea au îmbrățișat o altă părere. Vedeți, și atunci o parte a clasei politice românești și regii noștri, trebuie să recunoaștem acest lucru. Deși au fost cei mai importanți regi pe care a avut România, Maria și cu Ferdinand, făceau politica și cu sufletul. Deci nu puteai să ceri reginei să nu sufere pentru că rudele ei, casa de Romanov, din care mama ei a fost mare ducesă a Rusiei, fiică de țar, toți au fost omorâți. Păi cum să-i cer să nu țină cont de acest lucru? Dar politica nu se poate face cu sentimente, nici cu sentimente de dragoste și nici cu sentimente de ură. O mare parte a clasei politice, în frunte cu Ionel Brătianu, marele nostru prim-ministru, au considerat însă că intrarea armatei române în Basarabia a fost, îl citez eu din memorie pe Brătianu, intrarea armatei române în propria casă. Intervenția militară românească în Basarabia era socotită de mulți militari și politicieni români ca fiind întru totul justificată. Întrucât Rusia a ocupat prin forță acest teritoriu, Rusia a trădat România în primul război mondial și a părăsit-o și multe alte argumente. La 28 ianuarie 1918, sfatul țării din Basarabia, care încorpora delegați care reprezentau toate clasele sociale, păturile și etniile din provincie, a votat declararea independenței statale sub numele de Republica Moldovenească, cu capitala la Chișinău. Și a ales un guvern republican. Vreau să vă spun că Ucraina a recunoscut acest titlu, adresându-i se de mai multe ori sub această denumire de Republica Moldovenească. Rusia sovietică nu a protestat și a recunoscut și Rusia sovietică acest act politic, considerându-l conform decretului asupra poporilor la care m-am referit eu anterior. Decretul emis de Lenin. Când la început primele două decrete au fost decretul asupra păcii și decretul asupra poporilor. Dar când același fapt al țării, recunoscut și de Ucraina și de Rusia, a votat unirea Republicii Moldovenești cu România, Rusia sovietică nu a mai fost de acord, și s-a împotrivit energic. Vedeți dumneavoastră cât de mult a dăunat faptul că România n-a găsit o punte de comunicare cu bolșevicii. Ei n-aveau cu Basarabia, aveau cu noi, cu românii de aici, că n-am știut să respectăm o mare putere a lumii. Și ascultam de occidentali. Împotriva intereselor
foarte mari ale națiunii române. În fine, au fost foarte multe discuții și n-am să mă opresc acum asupra tuturor aspectelor astea. Problema era că România a ajuns dintr-o dată să aibă un nou dușman, un inamic uriaș din proximitatea ei. Exact cum se întâmplă și în zilele noastre. Istoria se repetă. Și astăzi, prin politica pe care au dus-o guvernele românești, începând cu Traian Băsescu și continuând aceste două mandate de 20 de ani ale lui Băsescu și Iohannis, România a devenit un inamic al Federației Ruse, din nimic. Nu este interesul poporului român, care are experiența istorică adversității cu asemenea putere. Tot ceea ce se întâmplă se contorizează și vom plăti. Vom plăti scump. Dar, domnule profesor, permiteți-mi o observație. Dacă în primul caz, acum 100 de ani, au fost niște erori istorice, de data aceasta cu Băsescu și Iohannis, asistăm la o trădare, pentru că aceștia nu mai sunt în slujba poporului. Ei sunt puși acolo ca unelte ale străinilor. Dar Băsescu a recunoscut, e adevărat că era un pic băut, a ieșit la televizor și a spus că statul nostru e un stat mafiot. Și el era un mafiot. Problema este foarte, foarte gravă. Și atunci era foarte gravă. Atunci mai era o problemă care ne amenința și mai tare. Iudeocapitaliștii occidentali se aflau într-o dispută ideologică cu iudeo-bolșevicii de la Kremlin, din Bavaria și din Ungaria și din întregul Comintern, dar colaborau în secret și aveau un țel comun, dominația lumii. Este un aspect esențial a cărui înțelegere dezleagă cauzalitatea evenimentelor de atunci, inclusiv o parte a problematicii apartenenței Basarabiei la România. Acest aspect esențial a fost mult ocolit de istoriografie. Toate se învârteau în jurul intereselor evreiești și acțiunilor evreiești. După cum am spus, la 27 martie 1918, sfatul țării de la Chișinău a votat unirea Republicii Moldovenești cu România. Rusia Sovietică a protestat. Fiindcă noi eram în stare de război cu Rusia, vă spusesem anterior că Rusia ne-a declarat război, iar după eliberarea din fortăreața Petru și Pavel, diplomații români s-au întors din misiune la București. Comisarul poporului pentru afaceri externe al Rusiei Sovietice, pe nume Gheorghe Cicerin, era un diplomat de mare valoare rămas de pe vremea țarilor, o singur înalt demnitar rus pe care bolșevicii l-au păstrat de la țari, dar nu l-au păstrat foarte mult. El a transmis protestul printr-un diplomat german care l-a citit prim-ministrului Alexandru Marghiloman. România a ignorat protestul deoarece Rusia a recunoscut Basarabia ca stat suveran cu ocazia încheierii păcii de la Brest-Litovsk.
Alt argument de drept internațional, când o încheia pacea cu nemții, rușii la Brest-Litovsk, au recunoscut în cuprinsul tratatului că Republica Moldovenească e stat suveran și independent. Mai departe, dacă e stat suveran și independent, are dreptul să facă ce vrea. La ora la care sovieticii au protestat împotriva unirii Basarabiei cu România, cum spuneam mai devreme, părerile lui Marx și Engels aveau putere de lege în lumea comunistă. Vedeți? Engels spunea că Basarabia este românească și Polonia este poloneză. Pentru că știți și dumneavoastră că Polonia a fost împărțită până atunci de 3 ori, de către Rusia, Prusia și Austria. A patra împărțire a Poloniei a fost în septembrie 1939, când Ucraina a primit de la conducerea centrală a Uniunii Sovietice o treime din teritoriul Poloniei pe care îl stăpânește astăzi. Dar polonezii au o strategie foarte abilă de a recupera aceste teritorii și acționează cu foarte mare performanță diplomatică, politică și militară pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Cu atât mai mult cu cât președintele Putin a recunoscut că Ucraina cuprinde teritorii ale Poloniei, ale României și ale Ungariei. Și ale Rusiei. Și ale Rusiei, bineînțeles, dar vorbesc de țările astea de aici. Mai menționez că cuprinde și teritorii care au aparținut Lituaniei. Deci, vedeți dumneavoastră, erau o serie de argumente și erau motive serioase, chiar și numai aceste atitudini a lui Marx și Engels, care au fost preluate și de Lenin, pentru că patrioții români, Pantelimon Halipa, era mare și tare în Basarabia în perioada de după aceea. Conducătorii României au știut de acest lucru. Și acesta era un motiv care să-i facă să-și întindă mâna cu vecinul mare și tare de lângă el. Nu să-l respingă total, pentru că nouă nu ne place bolșevismul. Păi dacă facem politica așa, ne desființăm ca stat. Bolșevismul a venit și a trecut. Dar au rămas problemele mari și grele. Problema este că politica României, politica externă, nu mai fac români. La 16 august 2000, anul 2000, CIA-ul a declasificat un document secret din care am aflat că Gheorghiu Dejcu, câteva luni înainte de a muri, a susținut cu tărie criticile formulate de Marx și Engels privitoare la ocuparea Basarabiei de către Rusia.
un alt motiv care l-a dus la moarte pe Dej. Că este cunoscut faptul că Dej a fost asasinat prin iradiere. Dar vreau să fac aici o mențiune apropo de iradierea lui și de asasinare. Că toată lumea spune că sovieticii l-au asasinat pe Dej. Da, l-au asasinat, dar nu o puteau face fără cooperare cu securitatea română. Nu se putea. Numai prin cooperare cu securitatea din România au putut o face. Pentru a contracara deciziile politice ale sfatului țării, bolșevicii, în frunte cu Cristian Rakovski, conducătorul bolșevic al Ucrainei, dușman al poporului român, numit de Lenin responsabil cu puteri depline în toate chestiunile privitoare la Basarabia, au trimis trupe în Basarabia pentru a ataca sfatul țării, pentru a ocupa Chișinăul și a determina retragerea armatei române din Basarabia. Armata lui Cristian Rakovski a declanșat operațiuni de-a lungul Nistrului. Ca urmare, comandantul armatei române a fost nevoit să retragă trei divizii care acționau împotriva Republicii Ungare a sfaturilor, împotriva Ungariei, să întrerupă înaintarea acestora către Ungaria și să le întoarcă înspre Basarabia. Aș vrea să vă spun că au fost foarte multe frământări și n-am să-i mai rețin pe telespectatorii noștri cu toate conflictele între români și ucrainieni, bolșevicii ucrainieni, care au fost... Domnule profesor, sunt lucruri extrem de importante. Da. Mă scuzați dacă v-am întrebat. Sunt lucruri extrem de importante și merită să le expunem în continuare. E adevărat, poate pentru seara aceasta, ca să nu îngreunăm asimilarea informațiilor. Da, eu cred că seara aceasta a fost suficient. În concluzie, aș vrea să vă spun că până la ora aceasta a anului 1919, clasa politică românească nu a reușit să aibă niciun fel de comunicare cu Rusia sovietică și nu a reușit să obțină recunoașterea apartenenței Basarabiei la România de către această putere. În același timp, în cadrul tratativelor de pace de la Paris, marile puteri s-au ferit să recunoască alipirea de către alte state unor teritorii care au aparținut Rusiei, considerând că acest lucru nu este moral atâta timp cât Rusia nu are o conducere recunoscută pe plan internațional. Din această cauză și problema Basarabiei a fost tot timpul o problemă care nu putea fi clarificată integral. Tratatul de pace n-a fost validat de către Congresul SUA, deci n-a devenit lege în Statele Unite.
Marile puteri occidentale care promiseseră reginei Maria acest teritoriu îl lăsau României, dar el nu era clarificat din toate punctele de vedere. Eu propun să ne oprim aici, tema e foarte vastă și foarte interesantă, continuarea pe care vă propun. Asta sugeram și eu. Și să continuăm într-o emisiune ulterioară. Să continuăm într-o emisiune ulterioară, dacă putem chiar săptămâna viitoare. Sigur. Ca să nu uite lumea ce având în vedere, având în vedere acest context, vă mai formulez o întrebare, dacă e posibil să răspundem așa mai pe scurt. Știm că Hitler, în lucrarea lui Mein Kampf, Crezul meu în traducere, a spus că e o mare prostie să repete greșeala Germaniei din primul război mondial, când a luptat pe două fronturi, și de aceea el nu va repeta această greșeală. Adică, odată ce a deschis frontul din vest cu Franța, Anglia, Polonia, să nu mai deschidă un front în est, și totuși a făcut-o. Aș vrea să vă întreb care este motivul pentru care Germania a atacat în 1940 URSS-ul. Pe scurt. În condițiile în care Statele Unite erau în neutralitate și neutralitatea era legiferată, încă din 1935 se promulgaseră legile neutralității, în condițiile în care Franța era ocupată de Germania, iar armata engleză fusese alungată de pe continent, se retrăsese în Marea Britanie și Marea Britanie suferise și a unele pierderi importante prin bătălia Angliei, respectiv prin bombardamentele care s-au făcut asupra marilor orașe engleze de către aviația germană. Hitler a considerat că practic războiul în apus s-a terminat și poate porni războiul împotriva bolșevicilor, pentru că inamicii lui erau iudeo-bolșevicii și iudeimea occidentală. Elita financiar-bancară. Războiul lui contra evreilor, ăsta e adevărul, că pentru că evreii erau cei care împingeau, controlau politicile marilor puteri și le împingeau împotriva Germaniei. Inclusiv politicile Rusiei. Bineînțeles, din spatele lui Stalin erau ei. Încă nu era rusificată. N-ați văzut ce greu, eu am explicat în mai multe emisiuni cum au reușit rușii să se elibereze. A durat 25 de ani, 23 de ani a durat efortul ăsta de a reuși să preia poporul rus puterea în Rusia. Pentru că au fost tot timpul controlați de minoritari. În timpul sovieticilor de cominterniști, cominterniști erau tot globaliști. Internaționalismul proletar era globalismul de atunci. Și proletari în toate țările unite. Oligarhii evrei care au fost înlăturați de la puterea politică total și în cea mai mare parte și din puterea economică. Și acum unii stau cu minți, unii au fost omorâți, unii au fugit din țară, unii stau ascunși prin Occident, unii au fugit în Israel, foarte importanți, Anatoli Ciubaev și Abramovici stau fugari în Israel și acțiunile majorității oligarhilor prăbușite după declanșarea războiului din Ucraina au fost cumpărate de statul rus. Da. Deci, da, Hitler înțeles. A considerat că a încheiat războiul în apus, dar s-a înșelat. Anglia a rezistat, n-a putut să o ocupe și apoi au intrat
americanii în război și au debarcat în Italia, apoi în Franța și au deschis al doilea front împotriva Germaniei și au prins din nou Germania între două fronturi, așa cum a fost și în primul război mondial. Da. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă cumva domnul Marvin primiți întrebări de la telespectatori, vă rog să mi le transmiteți și mie și la începutul emisiunii viitoare putem clarifica lucruri. Poate au rămas neîntumeriri pentru că eu nu le-am putut prezenta așa metodic cum s-ar face la un curs universitar, încât să nu las lucruri clarificate, pentru că nu avem timp. Da, au fost câteva remarci în comentarii. Eu în general le urmăresc. Ca să ne mai ținem acum pe telespectatori. Da, 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 o să vi le spun. În încheiere aș vrea și eu să precizez că pentru telespectatorii noștri este important să nu cadă în plasa propagandei euroatlantice care se face acum, în care se suprapune actuala Federație Rusă peste ce a fost Rusia înainte de venirea lui Putin. Pentru că, vedeți, se suprapune, ni se spune foarte des că de 200 de ani Rusia are tendințe expansioniste și criminale și agresive și noi trebuie să înțelegem. Ceea ce ne-a explicat domnul Corvin Lucu în emisiunile trecute este, din punctul meu de vedere, neegalat în spațiul românesc, pentru că ați făcut lumină în înțelegerea noastră referitor la diferențierea asta între Federația Rusă sub Silovichi și ce era înainte cu Gorbaciov, Yeltsin și, bineînțeles, în timpul Uniunii Sovietice. Și cu oligarhii care conduceau din spate. Rusă. Exact. Da. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o emisiune de o mare valoare istorică, pentru că efectiv a fost o lecție de istorie bună de studiat cu pixul în mână și în acest sens, dragi telespectatori, vă oferim un ajutor pentru că veți putea urmări un gen de transcriere a emisiunii pe site-ul geopolitica.ro, geopolitica cu capa. Și sunt informații pe care o simplă audiție nu e suficientă pentru a fi asimilate, ele trebuie recitite, eventual să ne facem niște notițe. Domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată și, dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. La revedere. Seară bună în continuare. Seară frumoasă, la revedere.